Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește pulpe de pui pane cu cartof prăjit și cu salată de castraveți. Haideți să vă arăt ingredientele. După cum vedeți, e pregătit tot pe masă. Am curățat aici vreo 3 cartofi, le-am tăiat pai, le-am spălat. Și o să le prăjim cu puțină sare. Aici am, vreau să vă arăt, uitați-vă aici, pulpe de pui desosat. Vedeți? E pulpe de pui desosat, e condimentat, pregătit, numai trebuie prăjit. Și lângă, deci cum o să facem pulpa? O să avem nevoie de făină, ou, e condimentat deja, puțin sare, usturoi și verdeață și castraveți pentru salată. Deci de atât avem nevoie să facem o mâncare rapidă și foarte bună, la îndemâna oricui. Deci așa ceva mâncă oricine și mai ales copiii, le place foarte mult. E un meniu fast food, dar e foarte delicios și se face foarte repede. Mie, cum v-am prezentat ingredientele, cartofi, carne și castraveți și le condimente. O să punem prima dată cartofii la prăjit, că până să prăjește cartofii, noi pregătim carnea. Carnea care este marinat deja, o să vedeți, o să facem un... Am pregătit cratița cu uleiul, am spălat cartofii foarte, foarte bine și acum punem la prăjit. Uitați, punem cartofii în ulei la prăjit. Așa. Punem pe ea un pic de sare. Așa. Și punem și un capac. Și lăsăm să se prăjească la foc încet. Am spus, am pregătit carnea. Ca să ne fie mai ușor, normal, toată lumea știe că se face într-un sim, adică într-un fel. Eu vreau să vă fac în alt fel, nu cum face toată lumea. Ceva mai altfel, mai ușoară. Deci, normal să ia carnea și să dă prin făină și nou. Eu nu o să fac așa. Ca să nu fie cum faceți voi și cum face toată lumea. Eu vreau să fac în felul meu, să-mi fie mai ușor. Dar ai mai făcut, ai mai arătat și în alte rețete. Așa că, uitați, o să punem făina peste carne. E cam așa, uitați-vă, două linguri mari de făină. Așa. Și amestecăm. Cei care ne urmăresc știu această metodă, e o metodă mai rapidă, mai eficientă, credem noi. Acum fiecare cum dorește. Da, dacă vreți o faceți așa, dacă nu faceți cum o știți, eu așa o fac. Pentru mine este o metodă mai rapidă și mai și vrem să schimbăm ceva, nu banala rețeta care face toată lumea. Noi să facem un pic mai aparte. Așa ne place, așa facem. Uitați, am amestecat foarte bine. Așa. Ea deja are condiment, știți foarte bine. Și acum, haide să vedem. Poate ne ajunge un ou, poate două. Depinde. Hai să vedem. Nu ne ajunge, așa că spargem două. Deci învârtim să fie peste tot, să ajungă ouă peste tot. Așa, să fie amestecat făina, ou, carnea, condimentele, toate la oaltă și lăsăm să stea, să se mai marineze. Stați așa. Ați văzut? Poftim. Okay.
Acum e făcută, lăsăm să stăie. Așteptăm până se prăjește cartofii. Când se prăjește cartofii, o să le prăjim carnea. Dar până atunci vrem să facem și salata de castraveți. Se vede? Uitați acum am scos cartofii. Așa arată. Imediat o să servim. Deci acum am scos cartofii. Am pregătit acolo deja uleiul cu cratița și, bineînțeles, prăjim carnea, care este marinat. Cam așa e. Asta e pulpe desosată. Am schimbat uleiul, dacă vă întrebați. Da, mai băgăm una, că mai intră. Așa. 3 poate să intră, liniștit, așa. Și mai avem. L-am lăsat eu focul mai tare, lăsăm un pic mai asta. Și prăjim, bineînțeles, la foc încet, ați văzut într-o baie de ulei, care le-am condimentat foarte bine, am făcut un amestec de făină ou și acum le prăjim la foc încet ca să se pătrunde, că ea nu este bătut, e pulpe, partea de sus, de sosat. După cum vedeți, am pregătit un bol, avem un castraveț și o să facem o salată de castraveț cu usturoi și cu mărar. Bineînțeles, nu punem coaja, curățăm de coajă, așa. Am vrut să o pun cu coaja și am și spălat-o, dar după aia m-am gândit, nu pun coaja, că nu-mi place. Uitați. Poate vă întrebați de ce așa puțină cantitate la 4 persoane. Vă spunem că acest meniu este în special pentru Miriam. Și atunci, de aceea mama a făcut mai puțin. Am curățat castraveții, le tăiem felii, așa. Facem puțin, nu facem mult, că noi avem și castraveți murat. Eu fac numai pentru Miri și Maria, pentru două persoane, un castraveț mare e suficient. Nu trebuie mai mult. Noi nu mâncăm foarte mult, să știți. Acum, cine mâncă, să facă mai mult. Noi o să mâncăm altceva. Este un meniu simplu, pe placul copiilor în special, așa că puteți să-l faceți. Vrei mai mult usturoi? Nu, ajunge. Știți că usturoiul este foarte bun la răceală, scoate răceala din om și plus că nouă ne place și mult usturoiul. Uitați, nici nu le stai așa foarte mărunt, așa. Am pus 2 căței de usturoi peste și acum eu aici, dacă vedeți, am mărar și coadă de ceapă verde. O să punem peste, așa, mai mult. Și punem și un pic de sare. Și aduc o lingură să amestecăm. Voi, dacă vreți, peste salata asta, puteți să puneți oțet, ulei, ce doriți. Noi nu vrem nici oțet, nici ulei, vrem simplu, simplu, simplu. Fără oțet, fără ulei. Voi să puneți ce doriți. Noi am vrut decât mărar, usturoi, un pic de sare. Și atâta e tot. Așa arată salata noastră. Între timp, carnea noastră se prăjește. Uitați, le-am întors pe partea alaltă. Uitați cât bine s-o prăji și pe partea asta. Uitați, și pe partea asta. Nu mai întoarcă o dată și acum, imediat, o scoatem afară. Am scos, uitați așa arată. Arată foarte bine, este foarte pufoasă. Și acum am mai pus încă 2 bucăți la prăjit. Așteptăm să se prăjească și asta, la foc încet, așa. Și o prăjim, o scoatem și facem farfuria.
Dragii mei, așa arată meniul nostru de astăzi. Este un meniu normal, obișnuit, de copii. Deci, eu am făcut-o pentru Miriam și, bineînțeles, și pe o să mănânce și Maria. Deci, așa arată. Cartofi prăjit cu pulpe pane și cu salată de castraveți cu usturoi. Eu mă gândesc că arată foarte bine. Am gătat-o foarte repede. E foarte gustoasă. Sperăm că v-am făcut poftă. Rapid, la îndemâna oricui. Și ceva delicios. Așa că faceți și voi și mâncați ceva bun. Nu rămâne decât să vă invităm la masă, să mâncați cu noi și să vă spunem poftă bună. Vă îmbrățișăm, vă pupăm și pupici. La revedere, dragii mei! Vă pupăm, la revedere! Haideți la masă!